Finala Cupei Micul Fotbalist a avut loc pe stadionul din comuna Ciurea, unde s-au înfruntat echipe de copii născuți în perioada 2013-2014. Foarte interesant este faptul că în echipe au jucat atât băieți cât și fete. Toți au demonstrat că sportul rege este preferatul lor. De câți ani practici acest sport? De 7 ani. Și cum ai ajuns să îl practici? Eram într-o zi la școală și făceam sport și am vrut să joc fotbal. Și de acolo am ajuns la clubul domnului de sport. Părinții și bunicul meu. Bunicul meu a fost fotbalist și de mic m-am instruit să fiu fotbalist. Și ție îți place? Da, foarte mult. De cât timp practici acest sport? De 5 ani. Sentimentul care este atunci când ești pe teren este unul foarte bun, mai ales atunci când câștigi. Finalele au fost dificile, însă pentru micii fotbaliști, meciurile au fost ca o distracție. Foarte, foarte bine. A fost un meci foarte greu, dar l-am câștigat cu succes. Trebuie să munciți foarte mult ca să ajungeți să fiți mari și să câștigați de fiecare dată. Și cum ai aflat de acest sport? M-am uitat pe telefon și am văzut pe YouTube și l-am văzut pe Ronaldo acolo. Și am ieșit afară și am dat și eu câteva șuturi. Și apoi m-am dus la tata și am spus că vreau să mă apuc de fotbal. Mă simt bucuros că am luat locul 2, dar am așa un simt de tristețe că n-am putut să fac mai mult, să iau locul 1. Ce o să faci? Să muncesc mai mult la antrenamente. Foarte bine. Și cum te-ai simțit pe teren? M-am simțit cum... Un simț de distracție. Am vrut să mă distrez. Participanții au primit diplome, medalii, cupe, precum și echipamente sportive. Totodată au fost înmânate premii pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar și cel mai bun marcator. Se adună foarte, foarte multe echipe și, bineînțeles, și susținătorii fiecărui jucător în parte, în speță părinții. A fost săptămâna trecută pe altă grupă de vârstă, născuți în 2016-15. Astăzi, de fapt, în acest weekend au fost copii născuți care sunt un pic mai mari, 2014-2013. Și e foarte bine că e organizată pe grupe de vârstă să joace cu cei de vârsta lor. A fost un weekend plin, de vineri a început meciurile și astăzi se termină cu finala. O competiție organizată de clubul ACS Interiaș în parteneriat cu Primăria Comunei Ciurea. Și ne bucurăm că reușim să mulțumim copiii și părinții și să facă copiii sport, mișcare. Decât să stăm la calculatoare, că tehnologia a acaparat cam majoritatea de domenii și copiii acum mai mult stau pe gadgeturi decât... Și încurajăm să vină la sport, să facă mișcare. Cupa Micul Fotbalist a fost la ediția 4-a și s-a desfășurat timp de 3 zile, în perioada 24-26 mai.